Am citit cuprinsul cărții despre care vorbim astăzi, Castelul, Biblioteca, Pușcăria, și m-am întrebat oare ce au în comun aceste femei, în afara faptului că sunt femei care se destăine în jurnale, scrisori, memorii, și m-am gândit că de fapt ele au un numitor comun, oricât de prețios ar suna asta, ele sunt cumva niște apărătoare ale civilizației. Nu asta le unește pe toate, ele apără valori. Valori care pentru ele în textele aici, lor sunt foarte clare. Exact, aici sunt două lucruri. Primul este, cum a spus și dumneavoastră, ce am urmărit eu și ce m-a fascinat la toate este textura umană. Oameni de acest gen nu mai sunt, nu mai au de unde să mai apară. Nu aș fi atât de sumbru încât să spun precum Cioran că, așa cum mi-a zis atunci în 90 când l-am întâlnit, tu ești conștient că România nu mai există ca popor. Noi suntem o populație, tot ce era elită în România, profesional, militar, medical, financiar, academic, religios, scriitoricește, toți au murit fie la primul război, fie la al doilea război, fie la Canal și la toate închisorile din anii 50, încât a dispărut acea plămadă, acea fibră, acel genom, acea bună moștenire și genetică prin care se reuneau aristocrația de tip rural, Bucovina, țărănia subcarpatică, acea bună rânduială, chipzuință, care știa să facă în așa fel încât și cel mai sărac țăran să meargă înainte ca un stăpân, ca un zeu, dacă putem să spunem așa. Deci, pe de o parte, în feminități de acest gen, cu Regina Maria la un capăt și cu Anița Nandriș sau Elisabeta Rizea la celălalt capăt, avem o imagine a umanității din epoca lui Carol I până în perioada României interbelice. Suflete, naturi umane, comportamente, aristocrație și la palat și în bordei, cum aveam atunci, nu se mai pot naște acum. Noi acum trăim doar în iluzia lor, în utopia lor. Satul românesc de azi e un fel de mahala mai mult sau mai puțin țiganizată, iar high life-ul de astăzi nu mai are absolut nimic din regulile din lezane fol, să zicem. Ăsta, deci, ar fi primul aspect al feminității păstrătoare de plămadă sufletească românească. De cealaltă parte, le-am adunat pe aceste 11 doamne, fie dinspre castel, fie dinspre țărănie, fie dinspre biblioteci sau dinspre închisori, pentru că toate, absolut toate, sunt perfect exemplare pentru ziua de azi. Dacă nu mai putem fizic, somato-psihic, să dăm exemplare de acest gen, măcar să avem dorința de a visa, de a ne ridica pe verticală înspre acest mod de a fi. Cine dintre doamnele mari ale României de astăzi poate să mai calce în istorie precum Regina Maria, precum Maria Cantacuzino, precum Zoe Cămărășescu, sau să mai poată fi amante diplomate, doamne de salon care dialoghează de la egal la egal cu ambasadorii Austro-Ungariei, Germaniei, Franței, precum Marta Bibescu. Feminități de acest gen, zic eu, măcar trebuie livrate, trebuie date pe masă elevilor noastre de liceu, măcar lor. Măcar să vadă că în afară de tipul emo, în afară de Madonna sau de alte VIP-uri de acest gen, se mai poate visa și la altfel de VIP. Poate era și o altă lume, așa, ați vorbit despre umanitate. Am observat la dumneavoastră că atunci când vorbiți de personaje legate de perioada interbelică, mereu aveți grijă să stabiliți un anume context, relații de familie, relații de prietenie, relații intime. Astăzi, am zice așa cinic, networking-ul persoanei. Aha, da, da. Rețeaua
personală, nu? Da, bine, dar atunci era un alt tip de relații. Păi uite, vă recomand, vă spun că în volumul 2 din timpul ce ni s-a dat de Ani Bentoiu, este un pasaj pe care și-o îl dau aici în cartea mea și pe care îl văd practic fundamental pentru ea. Ani Bentoiu, deci acum își rememora, eram prin anii 54-57 și se întreba care este cea mai mare pierdere pe care a adus-o bolșevismul dejist în România. Deci se alesese praful de academie, de industrie, de agricultură, de familie, de biserică. Toate lucrurile astea mergeau rău, totul era cariat, alterat, decimat, exportat în Rusia. Și totuși a spune nu. Dacă ar fi să vă spun care este lucrul cel mai rău care ni s-a luat, nici naționalizarea, nici stabilizarea, nici canalul, nici arestările, Aiud, Periprava, Gher, la Stighet, nu. Cel mai rău este că au dispărut relațiile dintre oameni. Adică toată acea textură, toată lumea aceea care știa să converseze în 3-4 limbi, care se înțelegea fie la țară, fie în castel, fie în biserică, indiferent că erau catolici sau ortodoxi, modul în care se comportau oamenii, relațiile, de la simpla scoaterea popălăriei pe stradă. Domn profesor, bună ziua, până la înțelegerea dintre stăpână și servitoare, dintre oltenii care veneau cu combilița sau aia care strigau spoi tingiri, sticle murdare, goali, cumpăr. Deci toată domesticitatea, toată servitorimea erau ca și țăranii de la sate într-o înțelegere cu boierimea, deci stăpânul, sluga. Acum sigur nu vreau să idealizăm. Evident că era exploatare, cum spune stânga. Evident că unii trăiau în bordee și alții în castel. Dar una peste alta, toți aveau aceleași legi de comportament, același ADN care îi făcea să accepte mult mai normal distanțele, să nu dorească egalitarismul cu orice preț. Oamenii știau să păstreze rânduiala. Rânduiala însemna să te supui autorității, indiferent că este ea religioasă, administrativă, școlară și așa mai departe, să știi să ai un bun mers în lume și să accepti întotdeauna că și celălalt are dreptatea lui. Uitați-vă, apropo de coabitare sau de modul în care se înțelegeau, chiar la extreme. Știți acea scenă teribilă cu Belu Zilber, om de stânga, cu comunist din cap în tălpi, prieten cu Mircea Eliade, legionar și el în acei ani tot în cap în tălpi. Ei beau bere ziua, după ce Belu a zis într-un articol că Mirciulică Eliade este puțin legionar, puțin agent de siguranță. Și să văd seara la bere. Eliade îi spune lui, Pelusule, ești nebun, când sunt eu agent de siguranță? Hai mă, Mișa, că știi că așa se vorbește în ziare. Deci oamenii ăștia puteau dialoga. Oamenii lui Nae Ionescu mergeau împreună la campanii de cercetări sociologice cu oamenii lui Dimitrie Cuțit, care era și carlist, liberal, sociolog, un om cu vederi de stânga. Abia din 34, deci după ce s-a ales Hitler cancelar, abia din 34, 35, 37 se despart ei răi. Dar ajung să dialogheze, tot anii Bentoiu spune, eram prin 57, erau băgați în închisoare și liberalii și țărăniștii și legionarii, dar la masă părinții ei, tatăl ei care era țărănist, dialoga normal, polemiza normal cu un secretar al lui Aurelian Bentoiu care era liberal. Deci faptul că erau antinomici nu îi făcea să nu se înțeleagă în numele acelorași norme de democrație
liberalism. Ionescu nu același fel de relație era între Sebastian și Ionescu și Nea Ionescu. Dar cum să nu? Da? Erau relații între... Dar uităm un lucru fundamental. La moartea lui Nae, Sebastian a plâns. Mărturisește că a plâns. Sebastian și cu Eliade erau semisferele acelui cer pe care, sigur, Nae a știut să pianoteze în felul lui. Iar astăzi, faptul că noi l-am diabolizat pe Nae, cu dreptate, de la un anumit punct în sus, este un lucru foarte periculos, pentru că risc să devii contraproductiv și să naște reacții adverse, pentru că un fruct oprit sau un lucru demonizat sistematic, risc tocmai tu care ești adversarul lui să-l propui celuilalt. Lucrurile erau mult mai normale, mult mai naturale, mai flexibile decât acest maniheism sau pe care îl practicăm noi. Acum, oamenii aia știau să fie și, să cultive conjuncția, nu disjuncția.